Experiența organizațiilor internaționale în materie de turism rural a fost împărtășită celor prezenți la Congresul de la Alba Iulia. Specialiștii străini au venit cu un bagaj bogat de exemple care pot fi puse în practică cu succes și în România, atât de începători cât și de cei care lucrează deja în turism. La nivel Eurojit a fost creat un sistem tip umbrelă care acoperă toate criteriile de evaluare. Este foarte important să aflăm care sunt așteptările clienților pentru a le oferi pachete turistice adecvate. Fiecare turist are propriile nevoi, așadar trebuie să te adaptezi, să afli care sunt punctele vitale pentru a le lua în considerare fără a renunța la specificul național sau local. Nu vorbim despre orice fel de servicii, ci despre un serviciu personalizat fiecarei pensiuni. Criteriile după care sunt clasificate acestea sunt foarte clare. Dimensiunea camerelor, numărul, amplasamentul, punctele de interes din zonă, însă fiecare țară are un sistem propriu de clasificare a pensiunilor. Puncte, stele, flori. Turismul rural nu înseamnă să petreci un sejur undeva unde doar să dormi. Trebuie să ți se ofere și posibilități de petrecerea timpului liber și să ai parte de un personal calificat. Turistul are nevoie să se simtă în centrul atenției, în siguranță, pentru că altfel pleacă. Statisticile internaționale arată că nemulțumirea turiștilor pornește de la aspecte legate de facilitățile de cazare, siguranță, ospitalitate și pregătirea angajaților. Calitatea în turism este una dintre provocările principale. Când vorbim despre calitate, acestea garantează dezvoltarea turismului. Să nu uităm că turismul reprezintă combinația dintre activități și oameni. Când vorbim despre calitate, vorbim despre servicii, spații de cazare, obiective turistice specifice fiecarei țări și regiuni, dar și despre aptitudini și calificări. Toate acestea interacționează cu turiștii. Respectarea standardelor de calitate reprezintă cheia succesului în turism și totodată este suportul prin care se poate construi identitatea. Dar ca să se atingă acest obiectiv, este nevoie de personal calificat. Pregătirea angajaților din turismul rural ne permite să evoluăm și să oferim clienților standarde de calitate. Această formare trebuie să fie elementul central, pentru că reprezintă motorul dezvoltării. Pregătirea profesională nu trebuie să fie numai tehnică, ci să cuprindă perspectiva globală. O asemenea viziune se referă și la infrastructură și coeziune socială. Cei implicați în turismul rural trebuie să se pregătească constant, să-și îmbogățească cunoștințele. La astfel de cursuri se reunesc la aceeași masă autorități, formatori, persoane care lucrează în turism, dar și începători.